Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. El a cepinat în mântele fiunii, cu iubirea de oameni toate nechilelise. De ceea ce este de folos, cu tuturor ne dăruie. Domnule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului tău, că spre tine nădejdea și-a pus pe păcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zis și limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut, născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Bine e cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările tale, și a ta sfinților aflat izvorul vieții și ușa raiului, și aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale, cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște mii, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților, aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugați, să ne dăruiască nouă dezlegare datorilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine, și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă ție, Dumnezeule! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie, miluiește! Încă ne rugăm pentru eroi martiri jertfiți în decembrie 1989, pentru libertatea și demnitatea noastră și pentru toți fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a dreptei credințe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru robii lui Dumnezeu, pentru eroul Fănel cu tot neamului cel adormit, Dumitru Stancu, Vasile Aurel, Gheorghe, Virginia, Victor, Marcel, Gelu, Alexandru, Natalița, Georgele, Gheorghe, Emilia, Maria, Manole, Dană, Dumitru, Maria, Valerica, Constantin, Anica, Ioan, Elena, Ioan, Zanfira, Ioan, Alexandra, Ioan, Costel, Gheorghe, Alexandru, Nicolae, Ioan, Constantin, Anica, cu tot neamul lor cel adormit și pentru casele sertelor, toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept și se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor,
de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și pe eroii martiri căzuți la Revoluție în 1989 și pe robii tăi care s-au pomenit de orice greșeală și îi așează în loc luminat cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negreita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unuia născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora ca un nor de martori ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și iartele lor orice au greșit, cu fapta, cu vorba sau cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numere noastre a Sfinților Mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu Sfinții, ca acești vitezi, oștași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă, celor ce datorită lor trăim acum liber, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției Tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi și armata țării, dăruindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale, Maicele Sfinților, slăviților, întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri,
ale Sfântului și Dreptului Lazar cel înviat a patra zi din morți și ale tuturor sfinților, sufletele fericiților într-o adormire, eroi ai neamului românesc, în corturile drepților să le așeze, amin. În sânul lui Avram să le odihnească, amin. Împreună cu drepții să le numere și să ne miluiască pe noi ca om bun și de oameni iubitori. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului omenesc, ai neamului românesc și lepelor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și lepelor veșnică pomenire, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din viac în viac și din neam în neam, și lepelor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să-i odihnească, cu drepții să-i numere, iar pe noi să ne miluiască, ca un bun și de oameni iubitori. Dumnezeu să-i ierte. Stropim-o vei cu isop și mă vei curăți, spălam-o vei și mai vârtos decât zăpada și vei albi. Stropim-o vei cu isop și mă vei curăți, spălam-o vei și mai vârtos decât zăpada și vei albi. Stropim-o vei cu isop, mă vei curăți, spălam-o vei și mai vârtos decât zăpada și vei albi. Stropim-o vei cu isop și mă vei curăți, spălam-o vei și mai vârtos decât zăpada și vei albi. Suntem astăzi, 22 decembrie, împreună la mormântul lui Fănel Ciupitu, simbolul Revoluției din decembrie 1989 în municipiul Roman, alături de cei care l-au cunoscut, alături de armata română, aducând un omagiu celor care s-au jertfit, pentru ca din acel moment noi să avem o viață modernă, o viață liniștită, lipsită de asupriri, viață pe care cu toții ne-o dorim. De aceea este datoria noastră ca astăzi să aducem în gândul nostru acest omagiu de mulțumire, de pomenire a celor care au făcut sacrificiul suprem pentru această nouă era vieții noastre.
Le suntem recunoscători și mă bucur că pot fi alături de cei care astăzi aduc acest pios omagiu.